Cei care au fost campioni la sprint au ajuns acasă în secunda 2. A urmat apoi o probă de rezistență pentru cei care au mai rămas și noaptea, care de fapt a continuat și pentru cei care au venit și ieri. E, acum e maraton maximum 42,24 km. La termobile. Pentru ziua de astăzi, nu vă întrebați că de ce suntem sau unde sunt ceilalți. De ce sunteți triști? Aceasta nu este o întrebare, este un răspuns. Pentru că întotdeauna când ne problematizează ceva, problema însăși, dacă avem credință, este răspunsul însuși. Astăzi este o zi deosebită pentru că în a treia zi de Paște, în Sfântul Altar, se pregătește împărtășania pentru bolnavi pentru tot anul. Împărtășania care, din binecuvântate pricini, o administrăm și în afara Sfintei Liturghii, în afara momentului din Sfânta Liturghie, pe care am pregătit-o în Joia Mare și acum, am uscat sfintele, după cum este un termen liturgic împământenit. De la Paști încoace, m-am gândit că o să mă întâlnesc astăzi cu dumneavoastră, cei din fața mea și ceilalți din case, și mă gândeam cam ce aș aștepta eu, în calitate de creștin ortodox care sunt acasă sau în biserică, ce mesaj mi-ar face mie plăcere să aud, la ce problemă să răspund oamenilor. Și m-am gândit că cel mai important ar fi să le spun oamenilor ce trăiesc în momentul în care voi începe slujba. Și dimineață mi s-au dat atâtea explicații în timp ce pregăteam sfintele, că sunt mai multe procedee de tăiere, apoi de mărunțire, de uscare. Și în tot timpul acesta mă gândeam să fiu atent să strecor emoțiile și să văd care rămâne cea mai de preț. Ați văzut vreodată cum se caută aur? E bine, nu la fața locului, nu? Reportaj. Ei, se spală sute și chiar mii de metri cubi de steril, de pământ, până când apare în strălucirea soarelui o pepită de aur, mai mare sau mai mică. Așa eram și eu. Numai că eu nu aveam steril deloc. Totul era Hristos și m-am gândit ce trăiesc în momentul acela.
taina omului. Hristos, cu fiecare urmă lăsată de copia, de sfânta copie cu care tăiam, rămânea întreg peste tot. La prima tăietură rămânea întreg în două părți, partea mai mare care a rămas și partea mai mică. În următoarea rămânea în trei părți și tot așa, de fiecare dată când tăiam, eram conștient că Hristos este întreg și se dă tuturor întreg. Și atunci m-am gândit că, de fapt, așa stau lucrurile în viață. Egalitatea între oameni nu se referă la cât de mare este Hristos într-o bucată sau într-alta, pentru că au fost și fărâmituri mai mari și altele mai mici. Nu sunt egale niciodată. În momentul în care ai conștiința că Hristos, chiar și la împărtășanie, intră în noi întreg, pe de-a întregul, trebuie să știi că diferența dintre oameni, pentru că totuși oamenii sunt diferiți, absolut toți, și așa este bine. Dumnezeu a făcut pe om să nu semene cu niciunul dintre alți oameni. Poate vei spune că e vorba de niște gemeni, zic, nu e adevărat, asta e o înfățișare fizică. Plăcerile lor interioare sunt altele, emoțiile sunt altele, amintirile sunt altele. Nu seamănă doi oameni. Și nu seamănă numai în calitate de contemporani, ci nu seamănă niciodată. Omul este unicat pentru toată istoria omenirii. Deci suntem diferiți. Asta se ne bine ca. Și în momentul în care avem această conștiință, nu ne vom mai strădui în zadar să-l facem pe celălalt ca pe noi. Pentru că nu ăsta este sensul creației. Este să-l ajutăm să fie ca el. Să fie acel exemplar unic. Și spuneam că atunci când ne împărtășim, Hristos încape în noi cât încăpem noi, cât îl lăsăm noi să încape. Încape oricum, întreg. Dar încape ca într-o cameră. Una e mai mare, alta e mai mică. Și ca să înțelegem mai bine cum se face această împărțire, se spune că un tată a trei băieți, toată viața lui, și-a adunat o anumită avere pe care o moștenise și n-a cheltuit absolut nimic din ea. Bineînțeles, copiii erau destul de necășiți. De adminteri, îi educase foarte muncitori și le-a spus, va primi toată partea, pentru că nu era nici așa de mult încât să o împarți la trei, să faci trei oameni fericiți. Dar dacă unul singur primea tot, putea să fie fericit. Și le-a spus, aceasta este camera în care voi, pe rând, trebuie să o umpleți. Și cine face să nu mai rămână niciun colțișor neumplut, acela va obține toată averea. În prima zi, ce s-a gândit primul dintre băieți, cel mai mare, a luat niște nisip. Și a umplut el ceva, dar nu i-a ajuns până la ferestre. Al doilea a luat niște fân. A încărcat repede, dar mai erau spații între el. N-a putut să-l taseze așa de bine. Când să vină cu măsurători oficiale în calea Guinness Book, deja fânul se lăsase și nu era plină camera. Al treilea i-a rugat să-l lase până seara. Neapărat are nevoie până seara. Păi bine, dar noi am lucrat pe timpul zilei și după seara. Nu, seara a venit să faceți măsurătorile seara. Și s-a făcut seara, s-a întunecat afară și a invitat să vadă cu ce a umplut camera. A prins o lumânare și lumina a umplut. Acesta este Hristos. Dacă noi vrem să îl luăm pe Hristos în cămara sufletului nostru ca pe o piatră tare cu care să spargă capul vecinului și șefului care mă scoate de însărite, nu putem să umplem. Mai rămâne în noi un gol. Dacă vrem să adunăm cât mai mult și cât mai repede, ca pe fân,
În momentul în care ne-am potorit cumva din adunarea aceasta, fânul se va lăsa și va mai încălzea. Și nu o putea să spunem că avem cămara plină. Dar dacă aprindem o lumină și facem din întrebarea de ce suntem triști, va veni o lumină. Lumina aceasta ne ajută să vedem multe lucruri. Se văd altfel decât fânul și nisipul. Ce vom vedea? În primul rând, cei care avem nepoți, copii, ucenici, suntem ispitiți de întrebarea, dar ce va fi lumea când va fi lumea pe mâna ăstora? Ua mic. Nu este o întrebare, este un răspuns. Abia atunci lumea va fi pentru ei. Acum e lumea pentru tine. Gândește-te să o predai mai departe ca pe încăperea aceea pe care ei o să o umple. Fiecare după cum îl taie capul, cu nisip, cu fân sau cu lumină. Dar răspunsul luat din întrebarea ce va fi, te va liniști astfel încât nu te vai mai trezi în miez de noapte, aoleo, ce să face cu lumea asta? După cum bine știți, problema de acum vreo 50-60 de ani pusă pe tapet cu celebra încălzire globală este foarte, foarte aprig dezbătută. Să mai lăsăm motoare diesel, să nu mai lăsăm, să scumpim așa de mult cărbunele încât să nu mai folosească nimeni, să folosim energia vântului, energia una sau alta. Și la sfârșit de tot se spune că s-ar putea peste 4500 de ani resursele din cauza încălzirii globale să fie desfârșite. Și atunci te întreb, da, e problema mea? Poate că eu nici nu am acum posibilități ale tehnologiei să pot ajuta într-un fel. De ce nu îl las eu cu mintea limpede pe copilul, pe nepotul, pe ucenicul meu să înțeleagă că lumea cu care el va fi contemporan la nivel decizional îi aparține? Eu ce fac? Întotdeauna îi induc o stare, o fobie. Băi, vine încălzirea globală. Băi, dacă nu oprești motorul ăsta la intersecție, la fiecare intersecție, ai încurcat-o. Și acum să fac o scurtă paranteză. Mașinile este fricopsite, erau de multe ori să mă ducă direct la secția spitalului, pentru că atunci când se lume mai dragă, motorul s-a oprit. Și am întrebat, dom'le, dar care e problema? Ce pe poți să apeși butonul, lasă-mă nene, zic, care este rostul acestei opriri? Că eu de câteva ori eram în mijlocul intersecției și am oprit puțin să treacă și s-a oprit și mașina și până să plece după loc, să pornească una alta, era deja să fiu partea altă, să nu mă intereseze chiar deloc încălzirea globală pe care vă privești. Și a spus, nu, este vorba de ecologie. Oh, pardon. Zic, dar are vreun alt beneficiu? Nu. Dom'le, mecanic, nu. De motor, nu. Chiar îl încurcă. Eu, de ce să stresez așa cum mă stresează pe mine mașina? Pe, așa procedăm și noi. Când se pune ăsta mâna pe creion, bache, oleu, pădurea, ce face cu pădurea? Că e creionul ăla, că e hârtia aia, bă, e grijă, te face. Noi nici măcar nu avem tehnologia. Peste 5-10 ani, poate că intervine calculatorul cuantic și am rezolvat deja o grămadă de grămezi de probleme care pentru noi acum n-am putea să le rezolvăm nici după azi pe mâine. Știți care e diferența? V-am mai spus și altă dată, dar vă repet ca să țineți minte. Am și eu niște fixații ale mele. Un calculator cuantic face în 200 de secunde, ceea ce un calculator normal poate să facă într-un miliard și jumătate de ani. Vorba lui bunicul. Domnul a citit-o, dacă mintei, minți și eu. Dar eu v-am spus în statistici. Așa că, întrebarea de ce sunteți triști este un răspuns. Bă, chiar așa. De ce să fiu trist? Când am de ales să nu fiu trist.
am de ales să mă bucur. Acum suntem în ziua de Paști. Știu că foarte mulți, foarte rigoriști, acum când ies de la biserică, se uită în stânga, ăla de cu vară, la sapă, ăla cu treabă, ăla, nu se poate așa ceva. Și tristețea aruncă tot Hristosul din noi cu care ne-am împărtășit și îl bag într-un colț, așa e ca fânul ăla, așa, vii la biserică și îți aduni cele mai frumoase miresme de fân proaspăt și până seara vezi că, de fapt, acel fân s-a ofilit. S-a ofilit și mai e jumătate de cameră neumplută. Pentru că tristețea nu face altceva decât să ne problematizeze cu ceea ce nu este al nostru. Nu este al nostru. Chiar avem multe ispite. Ne gândim acum ce facem, că o să scrie, poate că chiar la copiii nepoților mei, la în loc de tată și mamă, părinte 1, părinte 2. Eu unul personal vă spun. Și care e problema? Răspund pentru asta, să știți că sunt major și puteți să mă luați de urechi. Și nu. Aici. Încă de mea. Problema este următoarea. Da, ce facem că se induce o anumită stare? O să-mi răspundă niște rigoriști. Da, Mântuitorul a luat biciu și când a văzut ce se întâmplă în templu, a dat cu el. Am o singură întrebare. Mântuitorul, pentru acest eveniment și cu acest eveniment ne-a mântuit? Ne-a mântuit pe cruce. S-a răstignit pentru noi și n-avea niciun păcat. Și n-avea nimeni niciun drept să răstignească și s-a dat la o parte. Cum de-al minteri ne-am dat noi dacă am fi în locul lui? Ce faci, mă? Scrie în certificat părintele niciodată peste mine. Niciodată. Asta ar însemna să scoți biciul. Da, a scos biciul Mântuitorul și când a intrat în templu și a văzut acolo că a făcut casa tatălui său pește de tâlhari, ca să vorbească pe limba lor, ca la o adică să nu creadă lumea că Mântuitorul nu știa ce se întâmplă și era așa, a venit din altă lume, da, s-a rătinit, că da, mare strofală, ca să ne arate că era și om și ca să ne arate că nu asta este soluția. Biciul nu este soluția, clar. Pentru că nu cu biciul a dat după ei, după cei care îl răstigneau. Bă, dacă îmi spune cineva că datorită acelui eveniment de intrat cu biciul în templu, noi suntem mântuiți, jos pădăria. Șapo, o fapse, dar nu e cazul. Revenind la tristețe. Tristețea, dacă vă uitați, că eu am parteneriate foarte interesante cu psihologii și psihiatri. De la tristețe pornesc toate bolile psihice. Și, în general, tristețea aceasta, generatoare de boli psihice, nu are nicio legătură cu realitatea. Și o să spuneți, da, și o să spuneți că nu o să mai fie încălzire într-o bară, nu o să se termine combustibilul fosil, păi să se termine mai repede. Pentru că mintea omului nu poate să scoată altceva atâta vreme cât are cu ce să trăiască. Umple un frigider și când se te duci la piață, îl deschizi și zice, nu mai duc la piață. Umple un caiet cu notițe și când se mai scrie ceva, vezi acolo că e plin. Pe când îl public ăsta, nu mai scriu altceva. Așa se întâmplă și cu toată poluarea asta și toate celelalte. Să vezi atunci când te duci la frigider și vezi că nu mai e nimic, prima dată cel mai frumos lucru este să decretezi că e o zi de post. Hai scăpași de viață, hai scăpași de griji, poate și de niște kilograme. Și o să ziceți, dar nu e o soluție. E o soluție pentru o zi. Să mai învățăm să trăim și după o zi pe alta. E foarte interesant. Este dătător de liniște, adică împotriva temerii. Nu vă mai temeți. Știu pe cineva care avea frigiderul jumătate și se temea că nu se ajunge nu știu câte zile. Mă, deci pentru azi îți ajunge, și pentru mâine și pentru pomine, dar până la sfârșitul săptămânii nu mi-ajunge. Zic, da, dar poate până la sfârșitul săptămânii se lansează un produs care îți place
Și tu nu poți să-l mănânci până când nu termin cele aici, dacă ești un zdravă la cap, ca cei care aruncă 75% din coșul zilnic la gunoi. Apropo că poi vine joia, vine gunoi. Trebuie să înțelegem că noi suntem triști pentru că ne facem noi triști. Aia e problema. Mântuitorul mergea pe cale și erau ucenicii și vorbeam, bă, ce facem, mă, că e treia zi, noi credeam că ne pusesc toată speranța, că ne scapă de romani, că una ca alta. Și uite, a, zice, nu mă, că a venit și Maria, Salomea, a zis că s-a dus la groapă și era piatra dată la o parte, derută mare, derută mare. Și Mântuitorul, care aranjase să nu deschidă ochii lor să vadă adevărul, că aici e marea problemă. Ce este adevărul? Adevărul este ce n-au văzut Luca și Cleopa când îl aveau în față. Este ceea ce nu poți să vezi decât cu ochii duhovnicești. Vedeau lumina zilei, vedeau ca un interlocutor, vedeau că au intrat în dialog cu cineva, dar nu vedeau adevărul. Pentru că Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vedeau adevărul, îl vedeau pe Hristos. Este clar. Tu încheia subiectul cu adevărul. Dar ce ne facem cu celălalt subiect? Ei, după toată problema asta, au fost constatați de către Mântuitorul că sunt triști. Ce-s cuvintele astea? Ce-i cuvintele astea între voi? Și de ce sunteți triști? Păi nu cumva noi, care plecăm împărtășiți de la biserică, Hristos nu mai e lângă noi să vorbească cu noi, nu? E în noi, nici atunci nu-L mai vedem. Adică mergem așa și mormăim, băi, nu mai e nimic de capul lumii ăștia. Bă, dar nepoții mei ce o să facă? Păi și bunicul zicea despre noi, bă, sunteți niște bătrânoci, bă, ce o să fie lumea asta fără noi? Voi, vai de capul vostru, să alege praful. Nu s-a ales praf. Eu, unul personal, eram foarte supărat când erau fetele mele clasa întâi și a doua, știu că v-am mai zis, dar repet ca să vă intre cap, ce știu eu. Eram supărat că nu se mai făcea caligrafie la clasa întâi. Am dat multă bătaie pe teme cu caligrafia, cum să faci pe când, la început și pe când, în mijlocul propoziției, era un problem. Și zic, atunci, minte de acum 30 de ani, nu, 26 de ani. Dar unde mai ajungem? Nu mai e caligrafie? Nu mai știi să mai scrii? Gata. Acum mai dau apă la moară puțin și neuropsihologii care îmi spun că dacă nu-ți folosești scrisul de mână, să damragește oarecum o parte din creier, dar poți să faci altceva. Când au ajuns fetele mele în clasa a patra și eu scriam la teza de doctorat, m-au dat așa puțin la o parte, că m-au văzut că băteam pe tastatură numai cu un deget, așa, numai cu degetul arătând, dar la dreaptă. Și au făcut ele așa, să uitau la mine și, hai, zi. Atunci m-am trezit. Asta e caligrafia. Și mi-am dus aminte că am fost trist când am aflat că, de fapt, caligrafie înseamnă să scrii cu mâna, să faci să dregi. Și mi-a spus, tati, știi care este A mare? Este aici, se folosește degetul mijlociu de la mâna stângă și când vrei să-l faci, apeși cu degetul ăsta mare, tot de la mâna stângă, pe tasta asta, ca să ridice carul, să fie mare. Și după aia e mâna și sunt mici. Asta nu e caligrafie. Asta nu înseamnă că eu m-am temut degeaba ani de zile și n-am dormit degeaba. Pentru că trebuia să mă odihnesc și nu puteam să fiu foarte bine un client la spitalul de psihiatrie. Puteam să fiu dacă nu mă trezea Dumnezeu la bună vreme. Rămâneam așa cu intrele mele. Și merge și mai departe. Dar ce să facem că ăștia o să închidă biserici, o să facă, o să dreagă? Măi copii, cum poate cineva să închide ceva care nu se poate închide? Anul trecut, pe timpul ăsta, am intrat în casă și acum tot am promis oarecare statistică personală să vă prezint. Anul acesta am fost aici la biserică vreo 200, hai zicem 300 de oameni și m-am mai vizionat pe calea asta încă 875. Anul trecut, în timpul slujbei, când a început, erau 1500 de oameni.
Când s-a terminat, erau 3700. Sunt documentele clare pe năzdăvăniile astea, țin minte tot. Și atunci a zis, băi fraților, păi cum a închis mă bisericile? Bă, cum a închis bisericile? De ce vă temeți? Pentru că mesajul nostru a intrat în mai multe case decât a intrat anul acesta. A, n-am eu pretenții, Doamne ferește, că poate că am mai bătrânit între timp, poate că nu mai suntem atractivi, toată problema noastră, nu a celor care zicem noi că au închis biserici. Copii, vă mai spun ceva. Contează foarte mult din ce unghi privești orice. Dacă acum vine unul și zice, băi, trebuie să-mi dai buletinul, că trebuie să scriu în el, ce părinte ești, unul sau doi? Eu zic, iau tată de tot. Iau de tot. A trecut vremea în care eu să mă făresc cu diploma de doctor în teologie, cu carnetul meu de note din anii 80 și cu care am trecut pârleazul după Revoluție. A trecut vremea aia. Bă, în clasa de primare, când aveai cât un 10, lăsai carnetul așa ca din întâmplare când s-adunau verii sau s-adunau oarece invitații. De ce? Pentru că numai aia era valoarea. Și dacă îți închidea cineva catalogul și te întreba așa repede, nu prea știe exact care e problema. La 7 ori 9, câte lume nu se încurca, chiar dacă aveai 10 la talamății. Problema este următoarea. Teama ține de noi. Nu este indusă de absolut nimeni. Teama ținea pe drumul spre Emaus de ucenici care, dacă și-ar fi adus aminte de cuvintele pe care ei le citeau și probabil că au făcuseră școlii adevărate și foarte aprofundate despre cum Hristos trebuia să fie răstignit, a treia zi să învieze un alta, i-au citit. Dar li s-a părut că e vorba de altceva, alt episod. M-a întrebat cineva, părinte, ce facem că e, mai e vorba cu insula Șerpilor, cu tezaurul de la ruși, cu una cu alta? Bă, extraordinar. Știam de ce n-am dormit azi noapte. Bă, nu știam ce am dormit azi noapte. Nu știam ce e tezaurul. Bă, tezaurul e la mine în cap, în suflet și în familia mea. A, nu, părinte, cum atâta ești? Nu, eu ți-am dat un răspuns ca să știi de ce dormi liniștit față de matale care nu dormi liniștit. Acum vreo 2-3 ani începuseră că să aducem aurul de la englezi sau să nu-l aducem. Bă, tata, a împărțit lumea în 13, o singură stradă, era împărțită în pro-contra, pro-contra. Unii să-l aducă, alții, dacă nu-l aducem, măcar să ia niște bani de dobândă pe el. Până la urmă a rămas așa. Dacă știți mai multe amănunte, să-mi dați și mie un mesaj. A rămas așa, adică exact ca în gară. Vine prea trenul. Păi vine. Când? Când vine. Problema este următoarea. Noi ne facem singuri rău, așezând înaintea lui, în locul lui Dumnezeu, și să spunem, Doamne, lucrurile vreau să se fac numai așa. Păi dacă era vorba că se făcea numai într-un fel, eu acum care mă pregătesc să mă duc la Pitești și la Vâlcea, trebuia să fi rămas ca pe vremea lui bunicu să fac o săptămână cu căruța. Dacă eram toți ca ăștia care acum să tem, așa era. Mă pregăteam să ham ca ei. Progresul nu stă în teamă. Progresul nu stă în fobii. A, nu facem asta, că nu e. Păi știți câte accidente de circulație sunt? Vai de mine, vai de capul vostru. Nu știu de o să ajungă lumea fără. Păi asta e problema? Asta e problema? Atunci, problema voastră. Eu dorm liniștit foarte bine și zic slavă Domnului că în loc de 7 zile cu căruța pot ronca-tronca, fac 4 ore jumate. E ceva? E ceva. E ceva pentru că eu îmi fac probleme ce fac până se face săptămâna. Pentru că nu trebuie să stau degeaba. Dacă stăteam în căruță, hodoronca, tronca, stăteam în căruță 7 zile. Dar acum ce fac cu diferența de vârst, de timp? Asta e problema mea. Și asta mă ține treaz. Mă ține viu, mă ține în armonie și mă ține fără teamă.
se pare că e un punct de vedere. Eu atât am vrut pentru astăzi, să vă deschid o cale și să vă arăt că se poate vedea Tureferul și de la Place de Trocadero și după Pont de Iena. Dar dacă vrei să-l vezi în mărimea lui adevărată, te dai puțin spre Bir Hakeim și când te uiți așa deodată, ți apare tot. Copii, viața e frumoasă. Haideți să vedem frumos. Hristos a învățat!